Escapada, cum ți s-a părut alu Borza și, și albu Adi? Ce văd pozitiv? Că s-a spus că nu au ajuns și Buță în cantonament. Atât. Nu știu dacă mă spunea că au ajuns deci și... Deci ai găsit ceva pozitiv? Pozitiv, da. Uh-huh. Dacă și spuneau că au ajuns și băuți la 6 da. Dimineața, atunci da. E clar că organismul nu-și revine până la meciul de miercuri sau când dau meci. Știi? Dar în rest nu mi se pare normal. Pierzi meciul... Stai ce bine pregătiți sunt dacă după un meci s-au mai dus și în club, am mai dansat și în club, ce bine pregătiți sunt, ce reparator fizic au, că noi după meci eram slinși, nu puteam nici să mâncăm. Eu cred că și clubul, cum recunosc pe domnul Șucu, trebuie să-i protejeze puțin. Adică chestia asta trebuia să rămână, cum a zis, o să analizăm, vedem mâine poi mine. Uh-huh. Și clar, nu jucau la meciul de intermediară miercuri și sunt, da, a fost amendat și excluși pentru 2-3 zile. Sau... Da, și reprimiți în programul echipei. Acum Borza o să joace. Că nu pot să fac atâtea schimbări dacă vedem. Eu cred că nici cu Albu. Și cu Albu e greu să nu-l baci. Totuși, ținând cont acum... Da, bine, e adevărat. Are acolo, are. Are. Dar cu Borza... Ia zi, te gândești de 3 ori cu Borza? Nu, dar schimb posturile. Să vedem clar că cei din club analizează și o să-i suspende, dar antrenorul deja este pus într-o situație dificilă. Uh-huh. Pentru că acum trebuie să schimbi vreo 3 posturi. Trebuie să pui funda stânga, unul în mijloc, alt sub 21 să joace poate mijlocaș central și deci nu e Albu și încă un mijlocaș trebuie scos de acolo. Trebuie să scos pe Burmaz, trebuie să scos. Cred că înainte de a lua decizia au apucat să vorbească cu Bergodi. Eu vreau să cred lucrul ăsta și dacă lucrurile stau de-aia așa... Nu s-a luat nicio decizie. Uite, nu răspunde nimeni, de exemplu. Da, noi îți dai seama că tot sunăm, stăm călare cu telefoanele. Păi ei, mai înțeles, nimeni nu răspunde. Pentru că după ce le-a trecut euforia de ieri, așa, și-au dat seama, și-au dat, bă, stai, stop, ok, Albu ca Albu, dar ce facem cu Borza? Ok, îl excludem pe Borza, mai înțeles, de pe planetă, mai înțeles, dar ce facem, că avem meciuri, înțelegi? Cum zic băieții... Băi, Dani, l-o fi întrebat Angelescu, postul să joci stânga, Dani? Domnul Victor, vezi că în locul lui Brown trebuie să băgăm pe altul. Da, dar nu ești under 21. Exact, stai, e ca un castel de cărți, uite așa, după ce iese Borza, știi? Știi? Păi, dar ei au greșit, scuză-mă, imediat revin. Ei au greșit sau e o greșeală de înțeles până la urmă și e prea mare tâmbălăul ăsta. Dacă era un ritm doar să stea în cantonament, că am mai rămas și noi după meciuri în afară și spunea, bine, ok, ieșiți până la ora 1-2 și veniți pentru că dimineața avem avion. Nu puteți ține în cantonament. Dar dacă au ieșit decât cei doi, doar cei doi, da, este o greșeală a lor. Uhum. Și este o greșeală, cred că, de genul de colectiv, de grup. Uhum. Uhum. Adică dacă erai coleg cu ei, le dădeai două peste ceafă când se întorceau la antrenament? Așa, prietenește, normal, nu că bă bate sau... Le dădeai două peste ceafă? Lui Albu nu, că e mare, dar lui ăla mic îi mai dădeai vreo două. Da, îi dădeai vreo două, nu Borza. Nu Borza, bă, și tot plecea acum la 18 ani. Da, bine, la locul lui Albu e Hromada care va intra, după părerea mea. Pentru că oricum trebuie să-i dea drumul și lui Hromada. Dar la Borza e o problemă. La Borza chiar e o problemă. Și eu cred că va fi pedeapsă miercuri Cuta și cred că din weekend o să o lase balt. Ales că Borza a costat ceva bănișori. Nu, și e ca la un joc de puzzle acum, știi, că schimbă o piesă, nu știu, nu stai nimeni rece, după aia le schimb pe toate. Nu, vreau să spun că într-un club precum Rapid sunt și alți stakeholder, nu, parcă așa le zic ăștia din multinaționale, interesați de chestia asta. Adică în momentul în care e o decizie, trebuie să te gândești la antrenor, trebuie să te gândești la grupul de jucători și să vezi grupul de jucători cum percepe acest eveniment, pentru că este foarte important și lucrul ăsta. Și în același timp trebuie să gândești la suporteri și la oamenii din afară, care cu siguranță, mai ales în cazul unei înfrângeri, sunt foarte nervoși în momentul ăsta. Și atunci tu trebuie să ai abilitatea, inteligența, să combini nevoile tuturor stakeholderilor din acest moment. Nu e un lucru simplu de făcut, doar că nu vei găsi niciodată cea mai bună idee în momentul în care anunți o decizie la caldă. Niciodată. Trebuie să ții timp să analizezi situația în întregul ei. Și poți găsi o grămadă de soluții. Jucătorii, din punctul meu de vedere, au fost inconștienți la ce au făcut, pentru că vorba lui Ion Alexandrescu, când ziceau de aia de la Steaua de pe vremuri, bă, ăștia
știau și când să bea. Adică e o mare artă să știi când da, să bei. Adică nu spune nimeni că nu bea sau nu spune nimeni că nu se distrează, dar trebuie să-ți găsești momentele în care să faci lucrurile astea. E, ei nu și-au găsit momentul. Într-un moment în care echipa pierde, ești în cantonament în continuare pentru că societatea ți-a asigurat zbor de dimineață tocmai ca să te odihnești. Că putea să, după mes, te pună pe autocar și să pleci la București. Frumos. Deci dacă nu aveau intermediar, dansai la radioul autocarului. Puteai să o faci în autocar. Da. Nu era nicio problemă. Și mi-aduc aminte acum de declarația lui Guardiola după ce au câștigat, cred că, Supercupa în vară. Și aveau un meci, începeau campionatul în 3 zile. Și a spus în seara, băi, au câștigat Supercupa, n-au pierdut vreun meci. Și au zis, în seara asta nimeni nu bea nimic. Pentru că peste 3 zile avem meci. Deci acolo se poate și aici unde peste 3 zile ai meci, tu iei hotărârea albu și mai iei pe tine și pe Borza, bănuiesc că așa s-au întâmplat lucrurile, și te duci în club în momentul ăla. Mie mi se pare inconștiență. Borza colegului de cameră, căci că sunt colegi de cameră. Da, păi probabil că l-au tras ăla mic să dă și el mare, că e și el pe acolo cu jupânul. Și e și el la rapid. Iar jupânul arată, ia uite bă cine sunt eu, uite cum fug eu din cantonament, uite ce șmecher sunt. Păi de-aia la 30 de ani n-ai prins echipa națională decât așa conjunctural, la talentul pe care l-ai albule. De-aia n-ai ajuns nicăieri. Pentru că tu, judecata ta, nu este profesionistă. Chiar dacă, Doamne, te-a înzestrat cu anumite calități ca să faci fotbal profesionist. Nu poți în situațiile astea. Pentru că sunt cu totul și cu totul de acord că și fotbaliștii sunt oameni și ei trebuie să-și ia timpii lor în care să se distreze, să se relaxeze și așa mai departe. Doar că acum ești la servici, dragul meu. Când ai din 3 în 3 zile intermediare, ești la servici. N-ai ce să faci. Și când ești la servici, muncești. După ce se termină astea 3 etape intermediare, s-ar putea să ai o zi sau două libere în care să faci ce vrei tu. Sunt antrenori care îi roagă pe jucători, după perioade grele, puneți-vă și în cap acum. Faceți ce vreți. Chiar îi obligă pe unii. Duceți-vă și... Ca să refuleze. Da. Dar, pe urmă, când te apuci de treabă, te apuci de treabă. Asta e spiritul profesionist. Dacă nu poți să-l faci pe ăsta, rămâi la sintetic. Acolo unde Albu excela pe la 20 de ani, un foarte bun, și e și acum, foarte bun jucător la sintetic. Și mulți l-au văzut la sintetic și au zis, bă, cum joci tu pe la Chiajna, pe la Divizia B? Hai încoace că tu ești bun. Nu, din punct de vedere al mentalului, amator, nu-i profesionist. Da, da, e o problemă. Sunt curios să vedem cum se va soluționa toată povestea asta. Trebuie să facă ceva, pentru că eu mă aștept să fac o conferință cu cei doi și cineva din club. Da. Să apeleze genul la suporteri și la toate lucrurile, pentru că Borza este un copil. Exact ce spuneam. Dacă o să-l bagi următorul meci și o să-l fluire tot timpul stadionul, este posibil ca să nu mai joace. Să clacheze. Da. Nu? Să clacheze. Da, bineînțeles. Uh-huh. Dacă te fluier în fiecare zi, cum am făcut și eu, am ieșit la conferința de presă și m-a întrebat dacă vreau să plec la Real Madrid și cea mai prost. Da. Cum le-ai zis? Da, cum să nu? Da. Cine nu pleacă la Real Madrid? Da. 5 meciuri la rând, când atingeam, mingem a fluierat un stadion. Da? Nu știu dacă am dat vreun gol în 5 meciuri. Ha? Da. Și cum să răspund că da, vreau să plec? Mai bine tăceam din gură și... Da, exact. Da. Nu, domnule, ce întrebare e asta? Da, clubul nu știu să decide lucrurile, eu sunt jucător. Uh-huh. Da, vreau să da cum gestionezi când te fluieră un stadion întreg? Ce simți? Că-s curios. Ce simți tu ca om? Hai că e o chestie, că te fluieră odată, dar să te fluieră tot meciul când atingi mingea. Trebuie să stai. M-a întrebat și antrenorul. Al doilea meci. Cum crezi că o să jucăm acasă din nou? Ce crezi? Bagă-mă să joc. Ce trebuie să facă? Dar este posibil ca un copil așa de ca bun? Știu, dar tu ce simți ca om când 50.000 de oameni te fuieră? Ești frustrat așa, devii și nervos, că la un moment dat nu mai știi ce să știi și pui și de minge. Cum zicea Gigi, că unii se ascund, că nu vor să primească minge. O dai repede să scapi. Te-ai ascuns de minge? Te-ai ascuns, nu? Eu nu m-am ascuns, dar este posibil să te ascunzi. Dar poți să ai tupeu din ăla soțit numai de-al naibii? Ca să te... Să ai și tupeu din ăla? Na, să te fluieră mai rău. Nu, dar până la urmă am câștigat și cu publicul. Pentru că am jucat bine și câștigi situația. Mm-hmm. Am ieșit din nou, clubul, te duci la conferință după 3 meciuri. Că dacă mai jucăm, mergea ca și te fluieră ăștia toți. Aveam o problemă. Mm-hmm. Am ieșit, domnule, a fost o greșeală, nu... Limba spaniolă nu o domnim foarte bine, trebuie să spui ceva. Păi,
A fost foarte sincer, nici da. Nici altul nu prea de, da, 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 vorbește da, mie. Atât de sincer am fost. Vrei să te duci la Real Madrid? Da. Si, nu? Si. Nici prea multe a fost de limba spaniolă, să zici. Domne, si-ul ăsta, nu-l stăpânesc si-ul.